Salut, prieteni, și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Numele meu este Felix și, după cum vedeți, nu sunt într-o altă locație, sunt probabil ca și voi tot acasă, în carantină, însă trebuie să-i mulțumim aplicației Zoom pentru acest background. Ideea este că în acest video o să vorbesc și o să încerc să pun și marcaje de timp în partea aceasta ca să poți să te uiți la orice parte a videoului care te interesează. Ideea este că vreau să vorbim de ce să nu investești în acțiuni ale companiilor de petrol și gaze în această perioadă. Și îți spun asta, o secundă, fiindcă tocmai mi s-a închis camera, și îți spun asta fiindcă chiar am fost contactat de cineva recent după ce a văzut acest video cu Revolut, cu investițiile în Revolut, și ideea este că în această perioadă s-ar putea să existe acest risc să vrei să investești în aceste companii, fiindcă am și aici o mică listă ca să fiu sigur că nu-ți pierd prea mult timp și intrăm direct. O să îți arăt aici ecranul meu și vreau să-ți arăt că unele companii din această perioadă, precum, să spunem, aceasta, Chesapeake Stock, nu este cea mai bună investiție. Bine, acum nu pot să zic direct dacă mă uit din afară, dar ideea este că trebuie să ai foarte mare grijă cu aceste acțiuni, fiindcă chiar dacă par interesante, ideea este că dacă te uiți sub carapace, să spunem, nu vezi cel mai bune lucruri. Și ideea este că, uite, dacă ne uităm la o companie precum aceasta, după cum vezi pur și simplu pe Google, nu trebuie neapărat să fie ceva foarte complicat. Și, de fapt, o spun pe aici videoul în care vorbesc despre cum să analizezi o companie când te uiți la ea pe internet. Și ideea este că la această companie, Chesapeake Energy Corporation, da? Este de hidrocarbon. Ideea este că la aceasta, dacă ne uităm pe ultimele 5 zile, totul a decurs bine. Dacă ne uităm pe ultimele 30 de zile, o lună, lucrurile au cam stagnat, da? Nu s-au schimbat prea mult. Dacă ne uităm la 6 luni, vedem, și o să mă fac eu puțin aici mai mic ca să vedeți mai bine, dacă ne uităm aici, vedem că a fost la $312 o acțiune și acum este la 39. Asta înseamnă că dacă investeai acum 6 luni $312, acum acei bani erau $39, ceea ce nu este ok, cred că suntem toți de acord. Și ideea este că dacă ne uităm aici, pe termen lung, la o astfel de companie, vedem că a fost continuu în scădere. Bine, în afară de perioadele în care a crescut toată economia, vedem aici în 96 a crescut și apoi iarăși în 2008 a ajuns la $10.000, deci mai mult decât Bitcoin, mai mult decât Amazon azi, mai mult decât aproape orice altceva. Și ideea este că aici aveți articole pe Google, dar ce vreau să arăt, și am vorbit despre asta în video precedent în care arăt cum să analizezi o companie, și o să trec și acum foarte repede ca să-ți arăt de fapt cum arată dacă te uiți la o companie, să vedem dacă funcționează totul, da, totul e ok. Și cum am arătat și în acel video, aici pe Yahoo Finance, este un site destul de bun în care poți să verifici o companie, pur și simplu te duci la Financials și aici poți să vezi la balance sheet cel mai bine. Deci intrăm aici la balance sheet, o să dau și zoom dacă este ok ca să vezi și mai bine. Și aici vedem în 2019 cum această firmă o duce din punct de vedere contabil. Și ideea este că aici fiind în mii, asta înseamnă că aici avem 6 milioane, da? Fiindcă mai punem 3 zerouri. Și asta înseamnă că ei au aici bani, cash and cash equivalents, $6 milioane. Le vedem apoi bunurile pe care le au. Și acestea, desigur, este adăugat din mai multe lucruri, este format din mai multe lucruri, la fel ca și aici la ce dețin, ce clădiri dețin și așa mai departe. Însă, ideea este că au 34 de miliarde, lucru care se depreciază, ce e drept, și vezi că au 16 miliarde, da? Deci mult mai mult decât au bani cash. Însă, dacă mergem aici la current debt, adică cât au datorie, au 385 de milioane și ideea este că este ca și cum tu sau eu am avea 385 de milioane de dolari datorie și am avea cash doar 6 milioane, da? Este o diferență enormă. Și dacă este să mergem aici, unde e și mai important, la long term debt, adică datoria pe termen lung, adică pe 10, 20, 30 de ani, depinde cum au stabilit ei, ideea este că vedem aici 9 miliarde. Și cu așa o companie, de multe ori, e bine să încerci să stai departe de o asemenea companie, fiindcă să ai 9 miliarde credit, să ai doar vreo 6 milioane în bancă, adică bank cash, lichizi, asta e o problemă și am arătat și într-un alt video și o să arăt și aici. Desigur, Microsoft este un gigant, așa că este normal să aibă foarte mulți bani, însă vreau să mergem, de exemplu, să vedem balance sheet-ul de acolo și să vezi cât de mare este diferența într-o companie extrem de sănătoasă și una care pare cam bolnăvicioasă. Și cam asta se întâmplă cu toate din industria de petrol și o să-ți arăt. Ideea este că la Microsoft avem 133 de miliarde de dolari cash, ceea ce este destul de mult, nu-i așa? Însă vedem apoi că au și 175 bunuri, da? Cum dețin eu, să spunem, acest microfon. Și am dat același exemplu și în celălalt video, fiindcă încerc să păstrez lucrurile simple, să nu ne complicăm. Și ideea este că au destule bunuri cei de la Microsoft. De obicei încerci să nu te bazezi pe bunuri, dar mai mult pe banii cash, eventual și pe profit și pe venit. Însă ideea este că ei au un credit de 5 miliarde, dar bani cash au 133, deci poți să-l acoperi imediat fără nicio problemă. Și dacă ne uităm și pe termen lung, aici vedem, au 66 de miliarde, da? Deci extrem de mult și ei, fiindcă până la urmă așa funcționează compania, încearcă să ia credit ca să avanseze mai repede. Însă ideea este că gândește dacă creditorul, adică cine ți-a dat banii, îți cere banii înapoi, fiindcă până la urmă o să aibă și ei nevoie. Și dacă se întâmplă asta, atunci ai avea probleme. Și de aceea, de exemplu, cu o firmă pe cum Microsoft, vedem, are aici 66 credit pe termen lung, deci pe termen lung peste 30 de ani, da? Dar ei deja au în acest moment 133 de miliarde. Asta înseamnă că ar putea să acopere în orice moment. Și ideea este că îți oferă aceste informații, fiindcă le-am văzut și eu în străinătate și nu contează de fapt dacă le vezi la mine sau la cineva din străinătate, important este să încerci să-ți oferi cele mai bune informații pe care le-am găsit și eu și am văzut că se vorbește mai puțin despre asta la noi, așa că încerc și eu să iau cele mai importante informații și să încerc să ți le dau, fiindcă aceste companii, precum Chesapeake, cred, dacă este denumirea corectă, ar părea interesantă, da? Fiindcă pe 5 zile, uite, vedem, a crescut cu 204%, da? 204% de la 13 dolari la 39, asta înseamnă că dacă puneai 1300 de dolari, acum ar fi fost aproape 4000, da? 3900, că s-a triplat. Însă, ideea este că mai sunt astfel de companii care nu arată bine din punct de vedere al finanțelor. Dacă te uiți la ele, dacă, cum am spus, te uiți sub carapace. Și mai am aici altă companie, Diamond Offshore, și o găsim aici direct pe Google, Diamond Offshore Drilling. Vedem aici în ultimele 5 zile și a crescut, da? A crescut cu 38%, ceea ce este destul de bine, mai ales dacă ești un investitor. Însă dacă tu ești pe termen lung, la fel, pe un an, pe 5, pe perioadă maximă, vezi că au fost în scădere, da? Și de obicei nu vrei să investești în companii ca acestea care sunt în scădere. Și dacă mergem și la aceasta, pe Yahoo Finance, o să vedem aici la Financials, să încerc să dau puțin zoom out și să intru la balance sheet, vedem aici că au cash 156 de milioane, 156 de milioane de dolari, ceea ce să zicem că este ok, dar depinde ce vedem și după. După aceea vedem bunuri, nu prea au așa multe dacă ne uităm aici, dacă calculăm pe acestea se pare că atunci au mult mai multe și aici intră clădiri și orice mai fac ei produse sau ce folosesc pentru a produce ceea ce produc. Și ideea este că dacă vedem aici, da, au 5 miliarde, însă dacă ne uităm aici din nou la datoria pe termen lung, vedem aproape 2 miliarde, da? Și acest număr, după cum vezi, n-a scăzut, deci nici nu și-au îmbunătățit situația în ultimii ani. Și dacă ne uităm aici, la fel, banii chiar au scăzut, vedem, față de 2017, de la 376 la 154 la 156, da? Deci nu a existat un progres și când vezi așa ceva, de obicei este bine să stai departe, fiindcă aceste companii, dacă ne uităm pe termen scurt, ai văzut, au crescut cu 36%, da? 36% este foarte mult pentru orice investitor, da? Ideea este că cu unele din aceste companii, gândește, dacă au crescut cu Să spunem aici cât era aceasta, 200%, da? 200% înseamnă că pur și simplu s-a triplat, da? De la 13 la 39. Și de exemplu să ne gândim că cineva a pus managerii, da? Care se ocupă exact cu investiții toată ziua, ar fi pus $1.000.000 și înmulțit cu 3, ce ar fi însemnat? Desigur, $3 milioane, da? Deci pur și simplu am multiplicat acei bani în 5 zile, nu? Fiindcă aceasta cred că a fost perioada în care a crescut atât, da, în 5 zile, de luni până vineri, cu 200%. Și desigur, dacă te-ar interesa să speculezi, deși am zis și într-un video că nu e bine să faci asta, fiindcă nu știi niciodată în ce parte se duce o acțiune, un stock. Și să-ți mai dau un exemplu, ar mai fi această companie, Apache Corporation, care, după cum vedem aici, tot hidrocarbon, și în ultimele 5 zile, desigur, și a crescut mult, 39%. Însă, de fapt, dacă ne uităm și pe o lună, a crescut 81%, da? Deci mai mult. Dar ideea este că, la fel, dacă ne uităm pe termen lung, vedem că deja de la un anumit punct, mai ales din 2008, a început să scadă. A mai avut creșteri, dar încet, încet s-a dus în jos și nu astea sunt companiile în care am vrea să investim, fiindcă chiar dacă pe termen scurt vedem aici că au crescut în ultimele 5 zile cu 39%, de multe ori e un risc, fiindcă de unde știm că în această vineri, de exemplu, nu ar fi dat faliment. Desigur, putem să aflăm astfel de lucruri câteodată, dar dacă nu îți faci temele, dacă nu stai să te uiți toată ziua la aceste companii și, de exemplu, investești luni și vineri, te aștepți ca totul să fie bine, să crească, atunci sunt șanse să nu mai fie acea companie deja. Și dacă ne uităm și aici la Apache Corporation, o să vedem că la balance sheet au $247 milioane în 2019, dar dacă ne uităm, desigur, aici au foarte multe, se pare, bunuri, dar acestea se depreciază și de aceea este oarecum important să ne uităm mai mult la bani cât au, eventual cât venit fac și dacă știi acea companie e și mai bine. Însă imediat să dau drumul din nou la video, fiindcă se pare că mai scapă din când în când. Ideea este că dacă mergem și la ea, vedem aici că are o datorie destul de mare și din nou se pare că video-ul a ieșit, imediat se rezolvă. Ok, și am revenit cu video, că se pare că a dispărut pentru o secundă. Și ideea este că dacă ne uităm aici la current debt, vedem că au 11 milioane, da? Destul de puțin, adică ar putea să acopere. Însă dacă ne uităm pe termen lung, vedem și la ei că există o sumă foarte mare și aceasta, după cum vedem, nici nu a scăzut în ultimul timp. La alte companii precum Apple, Microsoft, s-ar putea să vezi că au scăzut. Și aici vedem că au 8.555 miliarde de dolari datorie, scuze. Și nu ar putea să acopere acea sumă, după cum vezi. Eventual că și-ar vinde toate aceste lucruri care se depreciază, însă știi că nu e atât de ușor, nu? Fiindcă e ca și cum ai încercat să-ți vinzi tu microfonul sau laptopul pe OLX. Nu se va găsi un cumpărător imediat și dacă te va vedea și disperat, normal că ți-l va vinde și la un preț mai mic. Ok, și cu asta o să închei, fiindcă cred că ai înțeles ideea principală din spatele acestui video, da? Să nu încerci să speculezi, fiindcă am vorbit de asta și în video în care vorbesc despre cel mai des întâlnite 5 greșeli, să spunem, la investitori. Fiindcă dacă încerci, să zicem, pe o zi, pe două, pe trei, să tot speculezi, da? Pierzi și energie și s-ar putea să pierzi și bani. Și este ca și cum ai da cu zarul. Normal că nu știi ce se întâmplă, fiindcă și în acest moment, după cum vezi, nu se știe în ce direcție vor merge unele companii. Fiindcă, de exemplu, dacă ne uităm și la o companie precum Apple, pe care o cunoaștem cu toți, în care, să spunem, toți avem încredere, vedem că și ea în ultima lună a scăzut foarte mult, fiindcă a existat această volatilitate. Și astea sunt cele mai importante două motive pentru care de obicei ar trebui să încerci să stai departe, mai ales deocamdată, dacă nu te informezi extrem de mult despre unele companii din zona de petrol și gaze, fiindcă există o volatilitate unul la mână foarte mare. Dacă cu companii precum Apple ai văzut aici și deja ai avut poate niște emoții dacă erai investitor dinainte sau dacă ești investitor acum și nu ești sigur dacă se ducă sus și jos, în jos, cu aceste companii e un risc și mai mare. Și în al doilea rând, ți-am arătat aici pe Yahoo Finance și poți să te uiți la orice companie aici, Pe Yahoo Finance poți să vezi cum stau aceste companii din punct de vedere financiar și, după cum vezi, situația este destul de sensibilă la multe din aceste companii și, să fim sinceri, nu toate vor fi ajutate de guvern, da? Fiindcă nu se poate ca fiecare în parte să fie ajutată. Și mai aveam aici un exemplu pentru a ți-l mai da destul de repede și ar fi Transocean Stock, care, să vedem aici ce ocupă, offshore drilling, da? Deci tot în zona de petrol și aici vedem de fapt că au scăzut 10% vineri și aici volatilitatea e foarte mare, așa că trebuie să te uiți cu atenție în ce investești, fiindcă vedem că aceste companii nu sunt din cel mai bun loc acum, da? Și când există atât de multe alte companii, da? Toate din S&P 500 aproape, mai ales că aici se schimbă, acestea din S&P 500, după cum vezi, și o să se arătă acum destul de repede aici, este, acest S&P 500 este format din aproape 500 de companii, chiar puțin mai multe, 500 și ceva, și toate acestea sunt companii destul de mari, adică cele mai mari din Statele Unite și, după cum vedem aici, să văd dacă găsesc lista exactă. Ok, și aceasta este lista cu companiile. Aici arată cel mai bine. Ideea este că vedem aici din ce companie este format acest S&P 500 și dacă merg aici, cred că putem să ajungem la ultima, la 505, vedem este News Corporation, apoi Gap și așa mai departe. Însă ideea este că aceste companii, mai ales cele din top, vedem aici câte procente ocupă din acest 100% ale S&P 500, cât au greutate în acest S&P 500. Și după cum vedem, prima este Microsoft, care are cam 5,6%, apoi Apple, care are 4,9% și apoi Amazon, care are 4,3%. Deci după cum vedem, acestea trei doar au aproximativ 15%. Asta înseamnă că dacă ele o să crească, în proporție de 15%, tot o să crească aici. Ok, și s-a întors camera acum. Ideea este că vedem aici, acest S&P 500 este unul din cel mai sigure ETF-uri, să-i spunem, da, fiindcă nu e acțiune, este un ETF, dar dacă vrei să investești în el, trebuie să cauți, de exemplu, Vanguard ETF, fiindcă altfel este un index fund, dar nu intrăm în asemenea detalii acum. Ideea este că trebuie să avem doar grijă în această perioadă să nu intrăm în zona în care sunt cele mai volatile companii. Și după cum am arătat, în zona de petrol și gaze se află companiile cu cel mai mare risc, să spunem, de a da faliment. Ok, și cu asta am încheiat. Dacă ți-a plăcut acest video, poți să lași un like. Dacă ai ceva de spus sau o întrebare pentru mine, poți să o lași în secțiunea de comentarii jos. Și de asemenea, dacă mai vrei să vezi astfel de video, poți să apeși pe butonul de subscribe de aici, deasupra mea, și pe clopoțelul de lângă pentru a fi notificat imediat ce scot un nou video. Și dacă îți mai plac astfel de video, te aștept în celelalte videouri sau chiar în cele pe care le-am mai făcut deja, în care am vorbit subiecte la fel de interesante, aș spune, și dacă te interesează poți să te uiți, fiindcă am impresia că aici, dacă vrei să te uiți la toate, o să găsești unul care te interesează sau care poate te ajută să ai niște informații în plus despre acest subiect. Ok, și cu asta închei și sper să ne vedem în cât mai multe videouri.